وايد يكون دي يا زغلي. Alo. Ai de viață. Alo. Ce ați pățit, domnule? Domnul, am derapat, domnul, și am ajuns aici. Noroc că nu a venit trenul, domnul. Ce, da, da, corect. Ce simțiți? Ce simțiți? Spuneți. Dureri la cap, am dat cu capul de volan, cu piciorul cam ciudat. După ce am ieșit din nou, m-am răsturnat cu mașina. Dar nu știu că s-a pus dreaptă. Da, stai să văd ce pot să fac. Cred că este și o scurgere, un pic de ulei. Aveți grijă să nu vă... să nu se întâmple ceva. Ce are asta, bă? Au, domnul, au, au, au! Domnul, mă doar piciorul. Aveți aici? Da, da, da. Ce am putea noi să facem aici? Ia să... Domnul, nu duceți-mă până la spital, dacă vă rog. Doamne, nu știu cum să vă ridic de aici, domnule. Foarte greu. Stai că pune mâna într-o parte. Ia, ai văzut. Au! Au! Ia! Au! Au, ce mă doare. Trebuie să vă transport cu elicopterul. Veniți, țineți-vă așa de spatele meu. Haideți, domnul, haideți. Cum? Aoleu. Nu, nu merez drept, domnul. Haideți până la ușa aici. Până aici. Așteaptă puțin. Sper să... Ode! Greu, domnul. Hai, hai, încerc să tragi de ușa aia un pic așa. Că e experiență scris acolo să... Hai motorule, așa, hai ca pur. Experiență scris acolo în telefon. Nu știu dacă m-au mai auzit, m-au auzit? V-aud, v-aud. Alo? Da, da. Din cauza zgomotului nu v-aud. Aveți, domne, o cască? Da, domne, aveți acolo în spate cască. Domne, m-au auzit? Alo, bun, gata. M-au auzit acum? Bun, da, 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 da. Bun. Aoleu. Mai ce rău mie. Domnul, aveți grijă, domnul. Na, na, domnul, na, 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 na. A. Nu, 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 na. Cred că amândoi murim. A. Nu murim, nu murim. Nu. Nu, am uitat să-mi setez, să-mi apăs un buton aici, că dur. Când da, am da. Pornit elicopterul... Stai, 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 că... Gata. Da, poți singur. Atric, gata, bine. Poftiți? Singur sunteți. Unde să... În oraș. Pătură în oraș, da, sunt sigur. Știi să operezi? Da, știu. Bun, bun. Dar să vedem dacă e cazul atent de operație. Din câte am văzut eu, nu prea cred că e. Nu știu, vedem, o să duc la picior, măcar și la splina cel mai bine. Dacă ar fi fost trup sau ceva, n-ați mai fi putut călca în el. Deci nu vă mai ridicam eu de acolo. Înțelegeți? Da, da, atunci eu te las plină dacă te rog. Știu? Splina, splina. Să tu la ea.
da. Ragnile Căci, nu mă aud. Alo. Ce? Ce? Nimic, nu știu, că nu mă s-aud căștile astea. A. Vor fi stricate, știu. Da, eu știu la ce l-ați folosit. Cred că ați băgat bas în ele. Dracului. Păi ascultam eu muzică și... Da. Am înțeles. M-am șucat un pic acolo. Am înțeles. Dar... Las, că după ce am ieșit din spitalul chema tractările. Dracului, mânca pe mine să mă uit pe telefon. Ah, ce frumos e pe aici. Peisajul. Este, da. Domnul, vă rog un pic mai repede, că mi-e cam rău de înălțime, domnul. Încercăm, da. Dacă mă auzi, da, domnul. Un pic tare. Vă aud, domnule, vă aud. Auziți? Auzim, am auz. Da, mă rog, domnule. Mă auzi? Te aud. Tu bun, mă auzi? Bun. Așa, bun. Trainele Căș, mă. Hai că-ți dau eu ceva bani să-ți cumpere altele. Nu, domnule, nu. Pot să vorbesc eu cu șefa. Păi poți să vorbești, că... Păcat de ele. Da. Deci că am ajuns în ea, dracule. Pregătim de aterizare, țineți-vă acolo bine. Bine, bine. Domnul, cu atenție, domnul. Da, domnul, nu-i problemă. Știu să fii atent. Da, vedem. Ioi, domnul, ajută. Ori murim, ori trăim. Hai să vedem. Ești medic, nu-ți salvează-mă. Domnul, ajută. Ioi. Domnul, mai nimeni ce, domnul? Palpitații. Amin. Bun. Hai, a fost Dumnezeu cu noi. Hai, mă, oprește-te. Așa, mă, bun. E pe cum ai zvocalează, zi? Dumnezeu, lasă. Doar unde este, domnule? Am pupat un pic pământul, domnul. Ioi. Așa, bun. Bun. A, încep și tu. Puteți merge, domnule? Nu. V-ați vindecat așa în elicopter? Stai, că mi-ați adus aminte. Aoleo, păi nu-i grav, domnule, dacă e așa. Dumneavoastră ați numai cu gândul ăsta și de-aia vă e și rău. Vreau să mă sănuce, domnule, și nu știu cum. Poți să te arunci de aici, nu-i problemă. Da, ești bun, Miric, să moră. Zici că... Da, după ce mi-a murit fratele, mai vrei să mai și faci glume. Sărim amândoi. Adică păi, privelește-i frumoasă de aici. Ce să zic? Stai că îmi pas greșit și m-am stai dus. Stai că... Da. Domnul medic. Domne, nu vă întrun spre asta, dacă asta e alegerea dumneavoastră... Nu, am plecat. Haideți, domnul, la niște... Nu știu. Vă fac control, haideți cu mine. Mă sper că nu ai paracetamol. Bă, da. Eu am mai făcut unul pe altfel. La cabinet, la Fimiu, la unde ești, domnul, că nu te văd eu. Aici, domnule, la lift. Apăsați, stați ca apăs eu pe ei aici. Mm-hmm. Și mergem acum la 4. No, bun. Băi, un oameni bun mi-a venit să mă omor, mă. Dacă a murit fratele, eu, domnule, nu vă văd. Mă, da, ce? Bun, așa dați-vă pe patul ăsta aici. Poți să alep unul dintre ele, că nu prea vă văd. Pe care vreți. Ia, stai-mi ce că e. Aș. Nu, sper că nu-i pentru COVID ceva, că e. N-am. Oh, nu. Tentative de suicid am, dar na. Trebuie să chem poliția, domnule, atunci. Lasă tu. Fac transfer bancar, numai să nu... Poftiți, domne? Nimic. Dar ce cauți cu apa la tine? În mână. Păi, na, mi se de uneori și am zis-o... Na, tu și Iisus ce mai ai?
Da. Bă, dar să faci o verificare a picioare să lăsăm glumele. Au, au, au. Vezi unde atingi, nebunul. Vezi unde atingi, domnul medic. Au, au. Domne, domnul nu la e genunchi. Rău, domne. Ridicați puțin ăsta, pantalonul. Ridicați ăsta, blugul. Să mă mai atins. Zai, pică, mă, cam doare. Eu, ce stăm tu? Pompește tu. Vezi că am mai mult... Mă, am ce păr am acolo. Nu, domnul medic, mă scuzați. N-am fulei pilare. Nu-i problemă, domne, așa la fel. Ah. Mă, de-aia mi-au pantalon mai strâns pe piele. Așa. Nu vedeți acolo că mi-e vână, domnul medic? Da, domne, nu, e doar inflamație. Trebuie să vă tratați timp de o săptămână cu niște creme. Dar la cap nu dai nimic? Poftiți? La păi cap, trebuie la cap. Să vă internați, domne, aici, pentru tentativa de dumneavoastră de suicid. Măcar nu anunța poliția, trebuie, că la mă și bate, mă și omoră. Adică, domne, dorința atat mea se îndeplinește. Da, deci, vă internez aici, domne? Da, domnul, da. Dacă vă rog, okay. Poți stau peste noapte? Păi da, mă stai cam o săptămână. Ia, na. Să vedem ce cu tine, dacă, na, cooperezi și totul bine, poate scap mai repede. Ia. Nu, mi-e bun. N-am mai fost odată la medici aici, dar m-a lăsat medicul să te plec. Bine, tot cu tentativă de suicid am fost. Da, nu e prima dată, nu. Vă dau niște mâncare, domne? Dacă sau vă rog. De fapt, nu. Sau de fapt, stați mai întâi crema, să vă dau cu niște cremă pe picior. Da, să mă dacă vă rog. Și vă aduc și de la cantină niște ciorbă. Ma, să moră, ce bună ar fi una. Bun. Mă dau dumneavoastră acolo? Pe picior? Domnul medic. Gata, haideți că am luat un pic de asta. Așa, hai, munce peste tot, perfect. Uite ce rece-i. E rece, da, așa și trebuie. Ma. Pe și că trebuie să stau cu ea acolo până intră în piele? Până intră în piele, domnul, nu atingeți pe acolo. Pe tu nu știi că... Un pic. Nu vezi să nu se șteargă de ce așa a fost ăsta. Aia e, șterge, șterge, schimbăm. Așa mai mă după și până la cantină. Cred că mă mănâncă dracii aici, cred că trebuie să dau cât salarul meu. Mamă, să rămână doamna, aveți o cafeluță ceva și pentru mine? Da, perfect. Și o ciorbă, doamnă, o ciorbă cu niște, o jumătate de franzea, nu știu când mănâncă domnul. Ce mi-a ducea meu? Aici. De tot mi-a ducea. Te aducem și un desert, domnul. Aulei. Aulei, mă, direct. Vezi să nu dai ia pe mine, domnul medic. Nu, vă pun uite aici, lângă dumneavoastră, pe pat. Bine, vă mulțumesc frumos. Sper să nu stau, să nu stau pe acolo, prin ea. De când v-a schimbat așa locația asta? Spitalul, scuze. Am renovat. A fost un pic de muncă. Un pic mai mult, de fapt. Locuri... Aoleu, stai că am uitat cafeaua, stai așa. Nu, vorbim după aia. Vreau să-l întreb ceva. Fiți atenți. Adică, domnul medic. Dacă vă rog eu. Să rămânea, mulțumesc. Domnul medic, dar nu știu după de ce dispăreți așa, nu știu. Adică cum dispar? Nu știu, nu prea, parcă se deschide ușile și nu mai apare. Mamă, să mor, m-a sperat. Mamă, ce bun e cafea asta. Păi te dracu, bune, ai pentru mine. Nu-i pentru mine. Au să fie vorba între noi, mai aveți locuri de muncă pe aici. Bine, pentru disperați de ăștia.
Da, ei, păi domnule, dacă ai terminat o facultate și așa, N-am terminat, am terminat. facem acte cum trebuie, vorbim, N-am terminat, aduce nu-i... CV-ul, Ah. da, facultate de medici, nu că ați terminat construcțiile și veniți la noi la spital să vă angajați, Las că ce și ne poliția ziceți? face tot la fel, nu... Nu Am pare că întâlnit unul, 4 clase, dar el e polițist de rutieră. Vrei să zic povestea? lasă vorba, mănâncă și tu acolo niște ciorbă. Na, stai un pic. Stai un pic. Băi, dar unde e pâinea, mă? Ia că nu mă pot întoarce cu capul. Aoleu, Ah! și pâinea am uitat-o. Hai că las Băi! cafeaua asta. Pâinea, nebunule! Dacă tot mi-a dus ciorbă. Dar hai Bă, spontană! doamnă la cantină, dați-mi și pâinea, mă, că ai uitat-o. Ia uite la ea. Vezi că nu te mai plătesc. Da. Înțeles? Ai înțeles, mă, că nu te mai plătesc? Dă mai repede pâine, tu zgura. Am înțeles. Așa, mulțumesc. Domnul medic, dați smântână aveți? A, smântână n-avem, domnule, Am smântână. mâncat o moțată, a? Domnul medic. Oh, de mă, ce m-am făcut la limba. Bine, domnul medic. Deci o săptămână trebuie să stau pe aici, nu? Cam așa, da, domne. Ioi. Dar bine, dacă stau aici cu mâncarea asta, cât trebuie să plătesc la final? În jur de 5.000 de lei Cât? fac o. Pe Trebuie asta mă să duc mi la restaurant. calculez. Trebuie să vă calculez tot. Vezi că am muncit 25 de ani, domn. Bine, am Foarte bine. 21, A, ia uzi. nu. Am muncit 25 de ani și am plătit pentru asigurare și mă, să mor. Mai bine mă duc la morgă. Poți să te duci la morgă, nu e nicio problemă. Abia nu, cred că e mai pe Poți să te arunci de acolo la etajul 10. cât apoi pot să mă dau jos dacă te rog, că na, de mâncat am mâncat de... Dacă vreau pun și înapoi, nu numai... 3.999 trebuie să ne Să dați. moră familia. Am făcut calculul cum trebuie. Nu, na, pe atunci n-am nici atâta, nici dacă mă să arunci de pe geam. Dacă mă forțez să cu lama la gât, n-am să dau. Trebuie să stau să muncesc, aștept după 2 zile. Dar nu merge așa, domne. Am înțeles, apoi atunci las că dau un telefon. Ok. Și acum vrei să dau. Păi, măcar 1.500, domne, pentru că, ca să, adică noi să fim siguri aici. Păi domnul, n-am nici bani cash la mine, nu știu cum facem. Dacă ai adus bancomatul până aici, să-ți dau, nu... Serios, am, adică... Duc eu bancomatul până aici, dacă e. Dom'le, Nu... telefon, n-ai nimic ca pe telefon, Revolut sau ceva? Nu folosesc, că mi-e frică. Scot ăștia banii. Nu-ți scoate, mă, nimeni nimic, doamne. E, nu... N-am mai văzut și un prieten al meu la fel, zice. Ei, păi da, păi așa au pățit toată lumea. Mi-a Ați dispărut nebunit, 5.000 nu de vă mai euro de pe sp... card. Da. Dar nu, I-a mă, dat dacă la zic... femei, nu a dispărut nicăieri. E bine, nu mă sta niște că la femei dau cash, nu... Da, ia uzi. E... Și n-am femei, Ce n-am... știe băiatul? Păi, nu... Am venit rănit și vorbim despre altele. Mă, vezi că pe borza ăla, mă... Nebunule, vezi că zboară aparatul. Da. Uliu. Mai să mor eu. Băi, pul cura ta de apară. Băi, cum te pune la loc pe tine? Mamă, mamă. Na! Ta, n-ai, da. Dar pare tu meu pe unde? Auzi? Aici e reanimare sau... Da. Poftiți? Aici e secția de reanimare sau... Nu, domnule, aici ținem pacienții, domnule. Ah, ok. Un control la cap, îmi puteți face dacă vreau și după aia pot să plec să vă plătesc. Îmi dați vă o cârjă, două pe acolo. Bine, și o Bine. mașină, că n-am. Dar ce aveți la cap, ia spuneți-mi. Dacă vreau să mă sinucid, ce pot să am la cap? Neuronii. Nebuneală. Neuronii, domnul medic.
Da, domnule, ce ați vrea, domnule, să vă desfac eu pe dumneavoastră acum aici? Ce să mă dezbrăș, că tu trebuie să mă cotorez la cap. Te desfac, am zis. Nu, păi îi dai șmeri. Dai două palme, am adormit și tu cup. Chiar așa, nu. E, nu. Trebuie să te programezi, trebuie să așa. Da, mai atunci trebuie să-mi dai și 4.000 de lei pentru operația. Ai zis 3.900, ce 4.000, ți-am spus s-a. Pentru internare 3.999. Bă, dar aveți o reducere pe acolo, așa, de Crăciun, de asta, de Paște. Nu e Paște, ce să faci? Bine, am uitat și eu ceva. Atunci de Sfânta Popă a 3.000, da, știți voi ceva, calendară. Păi n-ai văzut, mă, că Pop e acum a doua predicare a Domnului, cum se zice? Nu știu, domnule, de astea. E, nu știu. Mă mai păcălit tu pe mine acum. Păi uite-te că acolo în fața ai mare calendar cu port de la ortodox. Na. Unde îl vezi tu, mă? Acolo în față, mă, lângă ăla. Da, mă, unde, mă, lângă pomul ăsta. Mă rog, pom. Unde pom? Ce-i pom asta? Da, mai floricica. Avea floricica să fie. Unde e, bă? No, hai că am primit. N-am primit nimic, numai o palmă. Păi na, acolo e mare calendar cu tot cu popii. Păi oricum, când moare, n-ai să mor, că moare careva, aduc popa, nu? Unde e popa? Mai bine mor decât să plătesc asta. Ia uite. Nu, mă, n-am făcut nimic. Păi hai până la etajul 10 dacă vrei să mor. E nu... Serios? Păi nu, dacă asta e dorința ta, eu ți-o respect. Nu mă pune de două ori, te rog eu. Doamne, cum doriți dumneavoastră? Nu, serios, hai mașină, hai sau du-mă până la bancă, că cred că aici mor de inimă, nu de... Haideți, după descurcați, ia dați-vă jos din pat. Vedeți să nu spargeți castronul ăla că vă bat. Stai un pic, că nu știu să mă dau jos. Aoleu. Ioi. Haideți. Nu, da peste... Aoleu, era cât pe aici, era cât pe aici. Ciorba, mă. Stai să le iau. Stai să le iau, că nu... Ciorba lui mumăta. Abia de mâncat din ele, trebuie să plătesc. Dar fii atent că vin înapoi, bă, ăla. Dacă te plătesc, atunci să fiu ca la restaurant. Da, mă. Păi nu. Păi du-te la hotel de 5 stele, mă. Păi dacă te plătesc 4.000 pentru ospitalizare, o săptămână. Poți să vină pe ei să vă cei. La cantină. Păi la cantină, ce-i vrea? Să te servesc cu pute, are doamna înghețată și gogoși pe nu aici. Nu trebuie, că pare să dea la gogoșă, nu mie. Unde e liftul, domnul Meric? Aici, intru, ești pe ușa asta. Am zis că nu te mai văd. Mamă. Ioi. Hai că apăs eu aici, nu-i problemă. Hai la partea. Hai, la cât? Să mor eu. Te trebuie de suicid, dar... Cred că mai vorbim. Așa. Mă, nu mi-i zic. Hai, după mine. Haideți să merg la... Mă, să mor, mă. Păi, mă, da. Dar piciorul. Dacă... Îi scoate cine știe ce. Mamă, m-am lăsat helicopterul sus. Mamă, noi l-am dat lui domnul ăla. Am zis că eu trebuie să sun pe cineva mereu când îl las oricum, acolo. Oricum, oricum merg cu liftul. Dar bine, mă, că merg la bac. Așteptați-mă aici, da? Să nu plecați. Da. Bun. Oare dacă fugi ce-a fi? Aia să dăm bani, mă, 4.000, mă, dar e scump în România, mă. Am mai bine... Da, mai bine nu mai zic nimic. M-am avut și tentative de suicid, dacă mă cam ia cu somnul. Dacă ar și veni... Ioi, dacă ar și veni medicul, ce bine ar fi. Serios, 4.000... Dracului că-și face salarul ăsta, mă, de pe mine. Hai numai că am plecat. La revedere! Mai să mor, am fugit. Mafiot adevărat. Hai că eu v-am pupat, papa. Pa.